La început am avut o bicicletă. Bicicleta am dat-o unui maestru care mi-a dat la schimb un aparat Smena. Am fost uluit de aparat, de posibilitatea de a face poze. Mai târziu mi-am cumpărat un Zenit cu care făceam poze la nunți, la botezuri, la înmormântări. Așa am strâns bani și am cumpărat un Pentax cu care puteam face și diapozitive. Am trecut foarte repede la film. Era prin anii 80 și lucram ca profesor într-un sat când acolo a avut loc o crimă care m-a marcat profund. Nimeni nu făcea nimic ca să-i descopere pe făptași, mai ales că toată lumea din sat bănuia cine erau. Iar eu nu știam prin ce metodă să fac dreptate. Nu eram avocat, nici procuror sau milițian, așa că m-am gândit că prin film aș putea să restaurez cumva adevărul despre crimă și să-l fac public. Nu mi-era foarte clar cum, însă îmi imaginam că se poate face justiție prin film. Așa am început să experimentez. Am inițiat un cineclub la Căminul Cultural împreună cu un grup de profesori. Aveau loc evenimente mari cu săli arhipline la Căminul Cultural. Făceam proiecții de film, însă cu pelicula era foarte greu. Nu aveam bani să facem copii. Am filmat, am învățat să developez pelicula color și montam direct. Tăiam pelicula, o lipeam cu acetonă, iar muzica o puneam pe un magnetofon separat. Tot noi făceam afișele, anunțurile pe la biserică, băteam toba, puneam boxe pe ursitul meu și mergeam pe ulițe și anunțam evenimentul. Practic, făceam PR. Și venea public, domnule. Și totul a plecat de la zero, căci nu dădea nimeni niciun ban pentru cultură. În 1990, la Muzeul Astra din Sibiu, se durea înființarea unui departament audiovizual. Aveam deja o experiență de 10 ani în organizarea de spectacole și de evenimente, plus experiență în producția de film. Așa că am câștigat concursul și mi s-a încredințat acest proiect. Sigur că ei se gândeau la o secție care să facă poze și înregistrări video, la vernisaje de expoziție și alte evenimente muzeale și nimic mai mult. În acea perioadă, două filme făcute de mine pe VHS au fost selecționate de Asociația Nordică pentru Film Antropologic din țările scandinave. Așa am ajuns la Stockholm, la festivalul organizat de NAFA. Am văzut pentru prima oară filme documentar antropologice și am pătruns în lumea antropologiei vizuale, un gen de film documentar, film de non-ficțiune aparte, care ia foarte serios felul în care se transpun realitățile umane care ne înconjoară. A fost modelul de festival pentru primele ediții. Demarat ca un festival național cu participare internațională, festivalul de la Sibiu s-a dovedit o manifestare de înaltă ținută menită să integreze filmul documentar românesc în structurile universale ale filmului documentar științific. The truth is that I came here to Romania as an anthropologist as early as 1988. And so when I came to visit Sibiu, it was purely by chance that there was a festival on at the moment when I wanted to meet people to talk about doing research in the mountains, in the villages in the mountains above Sibiu, from where the director of this festival with Radu Dumitru comes. And so I came to meet him and he was engaged full on in the festival. De fapt, prima ediție a avut loc în 1993. Mi-am amintesc și acum ce vremuri erau în perioada aceea. Totul se făcea cu mașina de scris, trimiteai o invitație,
dura o lună până primeai răspunsul, granițele erau închise, se putea călători doar cu vize, contactul cu documentariști, cu modul în care a evoluat școala de documentari din străinătate era aproape inexistent în România. Prima ediție a festivalului e un paradox. Era în 1993. Erau minereade, conflicte interetnice, inflație galopantă. Toți intelectualii se gândeau să plece din țară în Occident. Puțini aveau calculatoare. Internet nu exista. Apăreau primele încercări de televiziune prin cablu. Să pornești un festival al filmului documentar era aproape imposibil. În primul rând pentru că nu se știa ce e filmul documentar. Se confunda cu reportajul TV. Chiar și cei de la care așteptam aprobări și bani credeau că documentar înseamnă doar film științific sau eventual reportaj TV. Găselnița de a denumi festivalul de film antropologic a fost tocmai pentru a se detașa de o asemenea concepție, plus că era acceptabil și pentru muzeu. Practic, festivalul Astra Film a răsărit pe teren viran. Sibiul n-avea o tradiție pentru evenimente cinematografice. Nu erau mecanisme pentru sprijin financiar sau de altă natură din partea instituțiilor care administrau cultura din România. Îmi amintesc că în 1993 am fost la primarul orașului și pur și simplu m-a dat afară. Futu-vă cu cultura voastră cu tot. Nu știți cât mă costă un metru de asfalt? Dacă voiai să faci un eveniment cultural, trebuia să inventezi modalitatea de a-l face. Multe lucruri le obțineam prin schimburi, prin muncă de voluntariat, dar erau și lucruri pentru care trebuiau bani. Termenul de sponsorizare era echivalent cu pomana, un fel de cerșit. Îmi amintesc că în lipsa de finanțare și în disperare am vorbit cu fratele meu, care avea o fermă înfloritoare pe vremea aceea, m-a sponsorizat cu două remorci de cartofi. A venit cu tractorul la muzeu și am dat sfoară în țară că vindem cartofi la jumătate din prețul pieței de atunci. Am vândut cartofii și cu banii pe care am luat pe ei am plătit mesele pentru invitații de la festival. Pentru publicul din România anului 1993, întâlnirea cu filmul de non-ficțiune, sub forma unui documentar angajat despre minoritățile din Transilvania, făcut de Michael Stewart, a fost un șoc. Publicul a considerat inacceptabilă abordarea directă a unui subiect tabu, așa că au ieșit toți din sală. Michael Stewart se uita uluit la mine și nu înțelegea ce se întâmplă. That was a totally different festival to now. It was held in a tiny, one single, tiny little room out in the outdoor museum. And we showed a film of mine about Romania, which almost all the audience walked out of because there was too much Hungarian speaking in the film. Cu toate acestea, prima ediție a festivalului a avut toate componentele unui festival de film adevărat. Selecție și juriu, participare internațională, afiș și catalog, campanie de promovare, proiecții în mai multe locații, promovare outdoor, reacții și dezbaterea prinse la proiecții, sponsorizare. The program was organized in a way that didn't make us so tired, even though we were seeing film after film on TV, and that's hard, it's true. But the films were interesting, and we had an excellent translator also on my back all the time, so I could follow even the Romanian films and films which are not translated into English. But Adina was very, very good in translating, so we could follow everything, and that was very interesting. În primul an am proiectat filmele pe un singur televizor. În anul următor am avansat și proiectam filmele pe patru televizoare, legate în rețea. În 1994 aveam o singură secțiune de competiție, dar premiile erau destul de mari. Comisia Europeană a dat un premiu de $10,000. Tot în 1994 am făcut un lucru fantastic și inconștient în același timp. Am difuzat filmele pe posturile de televiziune locale. Pentru prima oară, oamenii vedeau alte lumi, alte realități. Filmele documentare nu se difuzeau atunci nici măcar la TVR. Însă problema cea mare era că nu aveai contacte, nu aveai informații. Vizitele la festivalurile din străinătate le-am făcut pe spatele filmelor mele.
Filmele mele au fost cerute și dacă ne plăteau drumul și cazarea, evident că mergeam. Era o ocazie bună să fac contacte și relații pentru festival. 1996. Cu organizarea și comunicarea stăteam bine. Se traducea simultan în și din engleză, franceză, germană, rusă și chiar chineză. Dar infrastructura României nu era pregătită pentru evenimente internaționale. Așa că apăreau tot felul de absurdități. De exemplu, ca să plătim onorariile invitaților străini, trebuia urmată o procedură greu de imaginat, cu multe zile de umblătură, inclusiv pe la administrația fiscală, după aprobări și semnături. La ediția din 96 s-a făcut pentru prima dată la un festival din România Q&A, un dialog al autorilor cu publicul după proiecție. Și cum ai găsit pe aceste vreuri? Cum ai aflat de această poveste? Acolo, la sediul comunității evreiești, am întrebat de gropile comune legate de Trei Morții. And I've learnt while being here something I didn't know before, which was that Astra is running workshops for hopeful young filmmakers in the area. And I would have thought it's a focus for a great deal of debate and controversy and discussion about the way to approach films and filmmaking. Numele care au venit acum aici sunt nume de rezonanță al antropologiei internaționale. Iar nivelul filmelor este în creștere. Puteți și trebuie să încercați să faceți școală. 1998. Deja se vorbea de festival ca de o performanță care înscria Sibiul pe harta festivalurilor din Europa. Pe atunci se ținea încă la cercul militar din Sibiu. Șeful de acolo era un colonel foarte revoltat de unele filme din program, care făceau de rușine, zicea el, țara, pentru că erau despre conflicte interetnice, români-unguri și români-țigani. În mijlocul festivalului ne-a amenințat că ne dă afară. Chiar apăruseră organizatorii unei conferințe de contabili, care vreau să se mute în spațiul în care avea loc festivalul. Până la urmă, colonelul a fost convins, cu greu și cu destule pahare de tărie, să renunțe la demersul disciplinar de a ne opri tot festivalul și a ne da afară. În 1998, de exemplu, am experimentat ceea ce se numește acum proiecții în spații neconvenționale. Ideea pe atunci era inexistentă în România. Filmul documentar se face din povești ale oamenilor care trăiesc acum în jurul nostru. Și, de exemplu, la premiera filmului La drum, pe care l-am realizat în 97, am teleportat toți participanții festivalului în satul protagoniștilor, la o proiecție la care a venit și tot satul. Riscul a fost imens. Abia terminasem filmul. Nu știam cum curge, cum vor recepta filmul. Realitatea surprinsă de mine pe film. Am trecut cel mai greu examen care există pentru orice documentarist. Prezentarea filmului în fața comunității de unde veneau protagoniștii filmului și în fața publicului festivalier, documentariști, studenți, universitari din toată lumea. I think it is an absolutely first-class production by international standards, on any international standards. I would say that there was a gamble and the gamble paid off. It was a howling success. Everyone really loved it. It was the high point of the festival for most of the people who came, most of the international people. We had the whole audience there, the whole village staring at us and us staring at them, so it was like two busloads staring at each other. În primul rând îl consider un document, un documentar esențial pentru evoluția cinematografiei românești. Acum 10 ani, cineva ne-ar fi spus că o să fie posibil în România să se organizeze un festival internațional al filmului documentar la Sibiu, aș fi spus că este nebun. În anul 2000, festivalul se mută într-o nouă și mult mai mare locație. A fost o mutare riscantă. Trebuia să avem public mult mai numeros. Festivalul a luat amploare. A ieșit din sintagma Festival de Filme Antropologice al unui trib universitar internațional. Dar am început să avem probleme grave la nivel instituțional. Au existat diverse interese ca festivalul să intre într-un cont de umbră. S-au făcut presiuni enorme pentru stoparea caracterului internațional al festivalului. Se dorea pur și simplu să facem filme în muzeu, pentru muzeu și despre muzeu. Așa că am făcut festivalul la mine acasă,
prin Fundația Astra Film. Am lucrat cu voluntari din America, Franța, Anglia, Elveția, care tot la mine acasă locuiau. Țuică și fotografii, aceasta este deviza unei expoziții de fotografii în premieră și totodată unică în Europa. Și țuica și fotografiile sunt portrete din Balcani. La Sibiu au venit 13 fotografi profesioniști din țările balcanice cu portrete pe celuloid care ilustrează specificul uman din țările regiunii. La Astra Film Fest 2002 este o secțiune specială a filmelor balcanice. Majoritatea arată ororile războiului și sărăcia din Balcani. Organizatorii s-au decis să contrabalanceze șirul nesfârșit de tragedii balcanice cu un alt fel de imagini. Un franco-englez, Louis Tisne, a muncit ca voluntar mai bine de 2 luni pentru a aduna fotografiile și a pune pe picioare expoziția și în sticlă țuica reprezentativă pentru fiecare țară. A început festivalul din 2002 și încă aveam 25% din buget neacoperit. Am obținut pentru prima oară finanțare de la CNC, dar suma nu depășea 60 de mărci germane. Ministerul a confirmat finanțarea din partea statului abia după ce a apărut în presă vestea că Robert Kaplan va participa la Astra Film Festival. Nici azi nu știm dacă a fost vreo legătură între finanțarea ministerului și venirea lui Kaplan, care era atunci consilierul lui Bush și avea programate întâlniri cu președintele și cu primul ministru după prezența lui la festival. So that Romania is facing a very ironic situation. The tragedy of 20th century Romanian history, in one way, was that it was culturally somewhat part of the West, but geographically a bit too far away from the West. Ne chinuiam cu mediatizarea națională. Era un mare chin să ajungă un eveniment din provincie în presa națională sau la TVR. Însă am reușit să dăm veste chiar mai departe. Astra Film Festival 2002 a avut un reportaj amplu pe CNN. Romania is celebrating its role as a major destination for fans of documentaries. Film lovers and makers converged on an old city in the heart of Transylvania for the biannual Astra Film Fest. This year, the festival featured more than 300 documentaries from 54 countries. Avem un public de bază, studenți din centrele universitare din România, dar și din țările din jur, în special din Polonia, Ungaria. La o ediție au fost peste 150 de studenți polonezi care veneau la festival cu autostopul, cu trenul, cu... S-a schimbat mentalitatea. Foarte, foarte mulți studenți tineri, în special, care participau la festival, au devenit ei regizori și acum sunt cu filme în festival. Unii dintre ei chiar au luat premii. Astra Film Festival was the first film festival I've ever seen in my life. I've been there 8 years ago when I was a first year film student. I was a visitor then. Now I'm really pleased with my final student film. I receive an award here. Vreau să zic că am fost la toate edițiile Astra în calitate de privitor. Și acum în 2012, după 6 ani, am un film în competiție. Mi-am promis că o să fac un film pentru festivalul ăsta fără nicio intenție, fără nebunii din astea ipocrite că vreau să câștig nu știu ce premiu, vreau să-l vadă lumea de aici. Mă așteptam la un festival mic unde o să fie câțiva intelectuali care o să vorbească despre cinema și de fapt vin aici și cer sute și sute și în special tineret, așa de mult. Eu știu publicul din Sibiu din 96 încoace. Mă aștept, e publicul din Sibiu e mai bun public cinefil decât la TIFF. Se termină proiecția, vine cineva pe scenă, ia microfon, îi spune întrebări și atac, că sunt Ardelen de Cluj, nu-s de Sibiu. Ăștia întreabă la fiecare film, la fiecare film, da, de ce aia? We are from Poland. Yes, I'm first time in Eastern Europe for a while. It's great. I met a lot of people from Romania, from Hungary, from Serbia, from Italy, and it's the greatest time in my life. Maybe the better than New Year's, maybe the better than Christmas. În 2004 ne-am suprapus peste o campanie electorală pentru alegeri parlamentare. Venise Ion Ilescu, președintele României în Sibiu.
Din cauza curentului consumat la un stadion, unde era în plină desfășurare campania, a căzut curentul în tot orașul. Era vineri seara și noi aveam proiecții. Erau sălile pline. Ne-am confruntat cu o situație de organizare neprevăzută. Nu știam ce să facem și am avut o surpriză pe care nu o voi uita niciodată. Au stat oamenii timp de 2 ore într-o beznă absolută și au cântat. 2 ore de poveste și de cântec în tihnă. Și atunci ne-am dat seama ce public fain avem. Pentru că la Sibiu nu sunt săli de cinema, ele trebuiau inventate. La fiecare ediție, Casa de Cultură a Sindicatelor, Decor, Comunist prin excelență, devine pentru o săptămână Casa Astrafilm. Un amestec de mediu academic, jurnaliști, profesioniști în cinema și cinefili. Toate filmele care se înscriu la festival se constituie într-o arhivă. Este una dintre cele mai ample arhive complexe de film documentar din partea asta Europei. Pătrunși de atmosfera medievală ce domină centrul orașului Sibiu, suntem aproape surprinși când între ziduri încărcate de istorie descoperim un modern studio de film. Producțiile proprii, alături de filme documentar științifice din arhiva vizuală, sunt puse la dispoziția publicului larg. În 1998, festivalul inaugurează secțiunea dedicată documentarului românesc și devine un forum pentru cineaștii documentariști din România. Au fost la festival în anii 90 Alexandru Solomon, Radu Munteanu, Corneliu Mihalache, Liviu Tipuriță, Florin Nepan, Tudor Giurgiu, Laurențiu Calciu, Anca Damian, Dan Alexe, Laurențiu Damian, Gheorghe Weitzer, Solin Ileșiu, Thomas Ciulei. După 2000, documentariștii români și-au lansat aici filmul lor. Dieter Auner, Ileana Stănculescu, Anca Hârte, Mirel Bran, Dan Cureanu, Tite Dines, Diana Deleanu, Ionuț Cârpătorea, Radu Grabre, Robert Lacatoș, Adina Popescu, Iulian Chervas, Claudiu Mitcu, Ivana Mladenovici, Ionuț Piturescu, Nicolae Mărgineanu, Ona Nicoar și Adi Voicu, Ana Vlad, Laura Căpățână, Andrei Descălescu, Marius Iacob. Astra Film Fest is a very special festival for Sibiu. It's certainly one of the most important events for 2007, a special edition for the cultural capital. Really, the big change is in the access that filmmakers have to this cheap equipment, which is still a beautiful image, can be a very nice image. I mean, these guys are, you know, using digital high definition. This camera is the same one I used in my last two productions. Documentarele semnate de autor, documentarele care presupun cu adevărat această întâlnire cu celălalt, au cel puțin potențial șansa de a ne schimba pe noi, de a ne face cumva să-l ascultăm pe celălalt. Anthropology is a study of mankind. And the important thing about mankind is your feelings, your emotions, and that a film should enter the feelings of another culture and transmit it to another culture. So anthropological film is trying to bring two cultures together. That's the most important thing. La Astra Film au fost proiectate în premieră multe documentare tulburătoare, iar faptul că festivalul a devenit un loc al premierelor, nu numai pentru studenți, ci și pentru numele consacrate ale filmului documentar din toată lumea, dovedește încă o dată că la nivel mondial, festivalul e un punct de reper în lumea documentarului. Eines Tages bat ein politisch verfolgter mein Vater Verteidigung. Mein Vater sagte nicht nein. Daraufhin kamen weitere politisch Verfolgte. Schließlich der Pfarrer László Tőkés. Este un lucru absolut fantastic să putem face premiere pentru filmele românești aici în România.
was soll ich machen? Keine Bestrohung. Sunt chiar realizatori din străinătate care fac filme documentare în România și vin aici cu foarte mare emoție să expună filmele lor despre România pentru publicul românesc. Stăm. Again, back then it was very important for us because it was the first screening of our film in Romania. Since it was a film about Romania or shot in Romania, it was really quite something to to show it here, to expose it. It's not so easy to do that. Singurul loc unde se adună toate filmele românești, în sălile unde se fac aceste premiere, o emoție totdeauna foarte mare, se lansează filmul și este un puls al documentarului care se poate simți aici. Declarație, perorație, legislație, lamentație, retribuție, imitație, satisfacție, peții. Astra Film Festival și cineaști documentariști de origine română s-au descoperit reciproc încă de la primele ediții ale festivalului. În 1998, festivalul a marcat un act de restituție cu programul Portret Mircea Săucan. Prima revenire în România a cineastului după mulți ani de exil în Israel s-a întâmplat cu ocazia programului omagial de la Astra Film. Venind aici, crezi că vei asista la atât, la un fel de un fel de cântare a României internațională. Și asiști la o competiție științifică și competiție de între creatori de înalt nivel. Împreună cu toții formăm o mare națiune care se cheamă Națiunea Umană. Andrei Iteanu, producător de origine română, câștigă Marele Premiu în 2002. E foarte important și e foarte emoționat pentru mine să văd că am reușit să aduc oamenii ăștia aici și în special în România. Dan Alexe și-a făcut un nume în Occident ca cineast, documentarist, jurnalist și scriitor. Câștigă Marele Premiu la Astra Film în 2008 și revine la festival ca membru al jurului în 2009. Sunt foarte emoționat. Locuiesc de 20 de ani în Belgia și pentru mine e foarte important să primesc acest premiu. Realizat acest vis al etnografului, al etnologului, de a se identifica cu subiectul. A imagina un festival presupune efort și talent organizatorii și nu, în ultimul rând, curaj. Astra Film a început ca un festival etnografic, antropologic și s-a extins către alte genuri ale cinemaului de non-ficțiune. Documentarul creativ, de autor, social, investigație, chiar și documentar TV militant. O combinație reușită de academic, creativ și independent. A fost de-a lungul anilor programe portret dedicate mai marilor documentarului. David McDougall, John Marshall, Robert Gardner, Bob Connolly, Leonard Rethel Helmrick, Pavel Pavlikovsky, Angus McQueen, Michael York, Wang Bing. Am avut în anii trecuți, cu ajutorul Institutului Cultural Român, Astra Film în Novosibirsk. Deci, ca format, festivalul a fost exportat cu muzică, cu expoziții de fotografii, cu filme, în Novosibirsk. Un oraș de 3 milioane de locuitori, care organizează un festival internațional și două zile ne-au acordat nouă. Acest lucru l-am făcut și în două orașe din Polonia, în Poznan și în Cracovia. Am avut pur și simplu două, trei zile în fiecare oraș, Astra Film în Poznan, Astra Film în Cracovia, în Milano, în Madrid, în Paris și în Londra. Ministerul Culturii a considerat că AFF nu merită finanțare. Explicația era că ministerul nu poate finanța mai multe evenimente din provincie în același an,
Europa însă a considerat că AFF merită finanțare și am obținut fonduri europene prin programul Media la concurență cu mii de festivaluri. Dacă ne uităm la fotografiile din colecția Astra, ne dăm seama că se făcea antropologie vizuală chiar înainte de a fi inventat conceptul și brandul este colosal și Astra Film e o mișcare culturală care e absolut sincronă cu lumea. Vreau să vă spun despre Astra că este un festival din punctul meu de vedere foarte important. Este cel mai important festival de documentar din România și cred că nu numai din România. Noi ne lăudăm cu două festivaluri mari, acreditate și care au această alonjă internațională. Este vorba de TIFF-ul de la Cluj și de Sibiu cu Astra. În 2009 are loc prima ediție a Festivalului Copiilor, singurul program de educație prin film documentar din România dedicat elevilor de toate vârstele. Au demonstrat câtă nevoie era de acest festival zecile de mii de copii și tineri care au participat până acum la programele sale. Mulți copii care au venit la Astra Film Junior au declarat că intră pentru prima oară în viața lor într-o sală de cinema. Au trăit o experiență pe care nu o vor uita, fie că vor deveni cinefili sau nu. Astra Film Festival Sibiu este o sărbătoare a filmului documentar, unde publicul profesionist și publicul larg au ocazia să vizioneze filmele și să poarte discuții cu realizatorii. Festivalul pune accent pe discuțiile din jurul proiecțiilor. Ele nu sunt concepute, cum se întâmplă la multe festivaluri de film documentar, ca un eveniment conex, destinat activităților comerciale legate de producția filmelor documentare, vânzarea proiectelor și a filmelor, sesiuni pitching și târg de filme. Astra Film Festival a reușit să devină un eveniment cu rol de instituție națională. Organizează, promovează un segment important din cultura românească, filmul documentar, și o face de 20 de ani. Tot mai mulți documentariști tineri îndreaptă camera spre realitățile românești. Fac film despre ceea ce ne înconjoară, oferind un prilej de meditație și analiză asupra lumii românești. Cu siguranță, existența Astra Film Festival a avut un rol catalizator în dezvoltarea și popularitatea acestui gen de film în România. Premiul se acordă pentru Astra Film. În 2002, apoi în 2007, Astra Film câștigă premiul de excelență pentru cel mai bun proiect cultural la Gala Premiilor Societății Civile, iar Astra Film Junior câștigă acest premiu în 2011. E o recunoaștere a faptului că la Sibiu s-a întâmplat mai mult decât un festival de film. A apărut o mișcare culturală. Astra Film Festival a fost sursă de inspirație pentru multe festivaluri din Europa. I set up a film festival called Open City Docs Fest in London 2 years ago, really inspired by the festival in Sibiu, because having been coming here for 19 years, and having seen that, of course, there are many other festivals in Britain, but there isn't in London. First of all, there isn't a documentary festival well organised and kind of international presence, and secondly, a festival which isn't an industry festival. Au trecut două decenii de când porneam împreună cu o echipă minusculă să realizăm imposibilul, adică fondarea unui festival internațional de film documentar, într-o țară abia ieșită din comunism. Mă bucur că am reușit să creăm aici, în Sibiu, în România, spațiul Astra Film Festival, pentru că e un spațiu unde cinemaul evocă poveștile, dramele umane actuale, ba chiar o ia câteodată înaintea actualități. Dorim să păstrăm festivalul la scară umană. Vrem să păstrăm linia originală, să rămână un festival interactiv, să aducem pe ecranul festivalului spectacolul lumii de la cele mai intime momente ale contemporanilor noștri de pe glob până la fenomenele complexe ale societății în care trăim. Oftim pe oricine să se întinerească exersând mirarea față de lumea în care trăim prin aceste filme. A 20-a aniversare parcă te pune înainte unei oglinzi cu două fețe. Privești în urmă la ceea ce ai realizat și te întrebi ce va aduce viitorul. Ce am reușit până acum, am pus Sibiul pe harta cinematografiei europene.
Ce urmează? Alte filme care trebuie văzute și povestite. Și același dialog deschis și prietenos care se întâmplă an de an de când lumea bună se adună la Astra Filme.